Bună, fetelor! Bună, fetelor! Bună seara! Eu cred că în momentul de față e imposibil ca cineva, vorbesc de partea bărbătească, să nu placă această echipă formată dintr-o brunetă și o blondă. Ai dreptate, Horia! Pavel e de acord cu mine și cred că tot publicul încă aplaudă, în special partea masculină. Cei din fața televizoarelor! Fetelor. Cum vă numiți și de unde sunteți? Fetelor. Nu sunteți surori, nu sunteți. Ba da, suntem surori. Serios? Sunteți surori? Surorile da, cui? Cum vă numiți voi? Ale noastre. Cum vă numiți? Eu sunt Elena și ea este Iovana. Ia e Iovana, mă! Iovana care a fost în echipa lui Moga cu 7 ani? 8? Da. Da? Ha, dar nu te întâlni cu și am pătrânit să vin cu sora mea. Ai făcut foarte bine! Da! O primesc și pe sora ta, sigur da, că suntem foarte fericite. O să punem un scaun la masă, vom lua cina împreună astăzi seară. Doar știți lucrul ăsta, nu? Fiecare e concurent foarte puțin așa. Avem nevoie de sprijinul vostru. Iovana, tu mai ții minte ce s-a întâmplat? Țin minte. Zi tuturor ce s-a întâmplat. Acum câțiva ani. Bă, stați puțin, dacă cineva vorbește de rău de Moga, eu mă supăr. Așteaptă, fii răbdător, paciență. Spune ce s-a întâmplat vă acum rog câțiva ani de zile. Să folosiți cu blândețe arsenalul. Spune. Acum câțiva ani am trăit cea mai frumoasă poveste din viața mea. Da. Moga? Da. Bine, și dar ce s-a întâmplat atunci când cântai I Always Love You? Am avut un moment în care mi s-a închis microfonul și... mai salvant. Da, bodyguard și style. Pamel. Și Pamel m-a salvant. Păi, și eu ce-am făcut? Puteți să-mi spuneți de ordine? Da, Iovana, dar cum ai salvat-o? A căzut de emoții pe jos și ai ținut-o. Auzi, Iovana, cum să mergi în echipă la un antrenor care trăiește doar pentru a se vorbi despre el? Scuze, n-am înțeles. Da, nici eu. Iovana, scuze. Cum să mergi în echipa unui antrenor care trăiește doar pentru a auzi istorii în care el a fost un erou? Dar cum poate să vorbească un antrenor care nu s-a întors pentru vocea ta? De unde sunteți voi? Adică aveți o origine... Noi suntem Sârboaice. Sârboaice, da. Și locuim în Anglia. Unde locuiți? Locuim în Doncaster. Și cântați acolo? Nu. Nu cântați deloc? Deloc. Avem afaceri în Anglia. Suntem antreprenori în Anglia. Ce faceți? Avem agenții de angajare și plasare forță de muncă în domeniul medical. Ah, foarte domeniul frumos. Medical. Și sunteți bineveniți. Da. Să lucrăm în domeniul medical, nu mai avem nicio șansă. Noi pe 12 octombrie cântăm la Dublin, așa că vă așteptăm. N-am cântat la Doncaster, dar în Londra am cântat asta și cred că și Smiley a cântat în Londra, nu? Da. Da, l-am și văzut pe un pod. Ăla e în Veneția, e podul suspinelor, nu știi nimic. A plecat Ed Sheeran de pe podul ăla, m-am dus eu, am zis că poate să leagă ceva. Sunteți minunate, dincolo de salvarea pe care am făcut-o atunci cu câțiva ani în urmă. Îmi aduc aminte cum ai avut un battle în care o concurentă pe care tu ai detronat atunci s-a întors din nou la Vocea României și este în echipa lui Tudor. Deci o să te reîntâlnești cu o fostă colegă pe care ai surclasat atunci. Moga, te-a ales pe tine. Dar în momentul de față, eu v-am ales pe amândouă. Vreau să vă spun că momentul vostru nu a fost perfect. Nu. Eu cred că arătați foarte bine ca surori, vizual vorbind, dar cred că muzical arătați foarte bine și separat, adică nu.
trebuie să mă... Ați venit ca o echipă. Am avut emoții mari, da. Și... Eu mi-am dat seama. Eu știu ce înseamnă emoția. Uite-te aici, cum am trăit momentul vostru. E galbenă mulțumesc, emoție. Mulțumesc frumos, colegii. Mă iubesc la nebunie ăștia doi. Da. Am soluțiile pentru a vă a face simbioza nu numai la nivel vizual, ci și muzical. Așadar, puteți alege între mine sau iubita mea prietenă, Irina. E, vedeți, dacă o să vă duceți la brunch în echipă, nu o să aveți loc de brunch, că el o să vorbească tot timpul la el. Suntem doi, nici măcar nu suntem patru și tot n-am loc să zic. Eu vorbesc numai la pledoarii, după aceea tac din gură. Da, mi se pare că aveți un potențial uriaș, mai ales că nu e unul, ci sunt două voci foarte bune și tare mi-ar plăcea să facem momente frumoase împreună la Vocea României. Mersi frumos! Mulțumim! Bravo, Irina! Sunteți foarte drăguți. Mai fi convins. Deci, clar și cuprinzător. La cine mergeți? Păi vine în echipa mea. Vreau eu să știu înainte. Vreau să îmi spuneți bine la ureche. Păi vine să-ți șoptim. Păi vine să-ți șoptim. Șoptiți-mi, vă rog. Stați așa. Și tu după aia să-mi șoptești mie, Smiley. Mi-a șoptit-o. Smiley, Smiley. Ce zici tu? Credeți că v-ați gândit bine? Bravo. Da. Vă rog frumos, întorceți-vă cu spatele și mai gândiți-vă... Smiley, nu influența concurența. Ca să fiți sigure. Mi-ați șmecherit cu fața asta cu șoptitul. Deci 3, 2, 1... Start! Irina. Bravo, Irina. Cu multă dragoste!